Eu am prins vremea când Păduchii erau colegi omului. N-am avut niciodată, pentru că bunica mea a avut înțelepciunea tot timpul să ne dea cu gaz lampant pe cap. Preventiv. Da, ea spunea așa, las, nu se întâmplă nimic. Punea pe o bucată de vată gaz și ne freca tot capul și spunea, ăstea Păduchii nu stau la petrol, la gaz. Gaz de pus în lampa de aprins când nu era lumină. Și să știți că niciodată n-am avut problema cu Păduchii. Uh-huh. Da, și m-am dat cu gaz, o să râdeți dacă vă spun, m-am dat cu gaz până în 1996. Oh. Da, și eu pe cap. Și când ați plecat de acasă? Și când am plecat la mănăstire, mai ales că aveam părul mai mare, în ideea de a nu face păduchi. Deși și atunci existau păduchi. Da. În 94 încă existau păduchi. Da, sigur, da. Cred că și generația mea au avut. Luam cămașa obligat curată, nepurtată la biserică, ca să nu fi transpirat sau să miroase. Palton, nu era palton, că era un fel de veston de asta cu care mergeai la școală și deasupra cojnocel sau boandă. Și mergeam la biserică. La biserică aveai trei lucruri de ținut minte. Dacă e glod afară, lângă ușa bisericii era un vas cu apă și cârpe și te spălai pe papuci și îi ștergeai să fie curați, nu intrai cu mizerie, și erau lăsate câteva grătărele așa din fier și rădeai talpa să nu fie pe talpă noroi, să-l bagi în biserică. Acum să nu credeți că în biserică erau covoare persane, era piatră. Dar dacă veneau toți cu glod, cam ce se întâmpla pe piatra aia, chiar trebuia curățată. Și stăteai cu mintea acolo la locul tău și cum era? Când intrai, bărbații stăteau în partea dreaptă, copiii mai stăteau în față care vreau, care nu mai stăteau în spate, mai ieșau afară, mai vorbeau. Aici stăteau femeile, în strana, aici în dreapta stăteau cântăreții și în stânga stăteau femeile mai în vârstă sau poate bărbați mai în vârstă, depinde cum era. Iar în spate mai stăteau, așa să spunem, de la jumatea bisericii, tineretul. Tineret însemnând 18, 19, 17, 15, 12, 10 ani. Fetele toate acoperite cu batic, băieții toți cu capul gol, pe atunci era tunsura scurtă franțuzească, că așa era sistemul comunist, nu umblai pletos, răpanos, șâclit și murdar, nici nu s-admitea așa ceva. Iar ce este important... Și am început din totdeauna să pun accent pe treaba. Am primit observații de genul, părinte, sunteți indulgent. Nu, nu sunt indulgent. Trebuie să avem puțin acrivie în mintea noastră, mai ales în lumea urbană, în oraș, unde ai straturile sociale sunt total diferite. În biserică poate să intre și un profesor, în biserică poate să intre și un doctor. În biserică poate să intre și un țăran, poate să intre și un inginer, poate să intre și un bucătar, poate să intre și un patisier. Tu nu-i cunoști. Lumea este foarte modestă și cu minte și foarte elevată. Să știți, Iașul este un oraș credincios. Nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Și atunci poți să rănești un om care nu merită. Dar, pe vremuri când eram la mănăstirea de dincolo de la Bârnova, ce făceam? Aveam peste 10, 20 sau 30 de eșarfe puse pe o masă în pridvor și spunea, eșarfă pentru acoperit capul. Și cine avea nevoie, lua de acolo și când ieșea, o punea la loc. Putea să apară cineva fără. Dar era și câte o persoană care, de exemplu, nu lua. Dar atunci ceilalți spunea, vedeți că ați uitat să vă acoperiți capul, vedeți că este acolo în pridvor. Ei, și de gura celorlalți să acoperea și persoana respectivă. Acum că a intrat descoperită în biserică, să spunem că n-ar fi o crimă. Deși decent ar fi să ai acea zefiră în buzunar, că eșarfa aia cât are 20 de grame, nici nu o simți în poșetă. Și să o pui frumos pe cap cât stai la Sfânta Liturghie. Am văzut odată o doamnă când și-a scos o batistă albă și a pus-o pe cap pe coc ca să pară că e acoperită. Un gest destul de bun simț. Da. Problema este alta. Pe timpul verii trebuie să fim foarte atenți. De exemplu, dacă veți merge la Techerghior, la Constanța, la părintele Arsenie Papaciocu, să rămâneți surprinși când o să vedeți oameni în short, în chilot scurt, femeie, în suten cu o cămășuță ceva pe deasupra, venită la biserică să dea pomelnic. Nici pe ăla nu-l poți da afară. Trebuie să ții cont că ești la litoral și trebuie să ții cont că omul a venit din fugă de la una la alta. Și atunci trebuie să fii ușor îngăduitor, dar în schimb am văzut
cum este Sucevița, Moldovița, Voronețu, când vin turiști vara și vin de oriunde, au niște șorțuri mari așa lungi cu sfoară, și dacă bărbatul indecent îi dă un șorț de la și își pune pe el, femeia dacă e indecentă îi dă un șorț de la și își pune pe el, pentru că nu vine nimeni fără o cămașă, nu vine nimeni în pielea goală la biserică. Și intră în biserică decent ca să nu... Și acum sunt și puse aceste indicatoare, nu se intră cu cățel, nu se intră în pantalon scurt. De exemplu, mi s-a întâmplat când am fost la Ierusalim și am avut în grup câțiva bărbați care le-am spus, măi, să vă luați un pantalon ușor, pentru că nu vă lasă să intrați la anumite biserici. Și nu i-au lăsat. Nu i-au lăsat la Sfântul Sava, nu i-au lăsat la sus pe Tabor. I-a spus, nu, net ținuta decentă, scurt, exact. N-au stat la discuție. Sigur, și eu la Ierusalim m-am plimbat la 30 ceva de grade cu pantalon lungi, bluză cu da, mânecă lungă. Da, deci nu poți să calci niște reguli. Până la urmă e o conduită, nu e o obligație. Și prin asta arăți și un respect față de Dumnezeu. Și atunci vara trebuie să fim mai atenți, că de exemplu aici mai exagerează câteodată doamnele și eu mai fac câteodată câte o glumiță, zic, vai de mine, zic, ați lăsat laptele la soare, s-ar putea să se erbezească să puneți ceva pe dumneavoastră. Și se duce pe mașină și își ia ceva și acoperi cu un șal, cu ceva. Da, omul greșește și nu știe, e supus păcatului, dar... Dacă ar fi să alegem păcatul din problema asta, este următoarea. Dacă tu, ca doamnă, vii cu niște pantaloni mulați în biserică, fără fustă, care sunt bărbații aceia care vor sta atenți la slujbă și nu știu, vor uita la șoldurile femeii sau la formele trupului? Pe aici femeia spune, dar e problema lui. Nu este chiar problema lui. Dacă ne uităm, noi avem prima lecție de decență în Biserica Ortodoxă, o avem afișată pe pereții bisericii. Cum sunt îmbrăcați sfinții și sfintele în biserică? În veșminte lungi se văd mâinile, picioarele și chipurile. Deci, cam asta ar fi prima lecție de etică a bisericii. Acum nu-ți cere ție, creștinul ortodox, tu, femeie tânără, să vii cu fustă până în pământ. Dar dacă vii cu o fustă până la genunchi, e firesc și normal, că doar la biserică vii două ore, după aceea toată săptămâna te porți cum îți place ție, n-are nimeni întreabă cu tine. Deși, dacă stăm să aplicăm formula creștină, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, ori unde e un loc în care nu-i Dumnezeu? Dumnezeu pe stradă lipsește? Dumnezeu în club lipsește? Dumnezeu în discotecă lipsește? În sala de randevu lipsește? Nu e nici acolo. Tu nu-l vezi, că nu ai ochi să-l vezi, dar el e și acolo. Gândiți-vă că după decență, femeia în casa ei seara, dacă se pune la rugăciune, corect ar fi ca Dumnezeu să-i primească rugăciunea, nu o spun eu, spun Teofan Zuvărut, o spun Efrem Siru, o spun sfinții ăștia care au scris Hristoitia, că acolo se găsesc acestea cu decența. Și o scrie Nicodima Gheorit în paza celor cinci simțuri, nu o spun eu. Femeia să-și acopere creștetul, să-i arate lui Dumnezeu, că recunoaște că este unealta smerenie. De ce? Prin femeia veni mântuirea lumii. Noi spunem, vas slab, dai, vas slab. Dar în acel vas slab s-a odihnit Dumnezeu. N-a ales să odihnească în vasul cel tare, în bărbat. S-a odihnit în vasul cel slab, în femeie. Ea este altar, ea este viață, este sfântă masă, este biserică și cum o cântăm pe Maica Domnului, Rai Sfințit și biserică cuvântătoare. Și ea e modelul absolut a femeii oficiale din lumea întreagă. Când ai titulatura de mamă, obligat ești fiica Maicii Domnului. Deci nici nu se discută. Când ai titulatura de mamă și ești doar fecioară, atunci ai o scuză și spui că nu știi. Dar atâta timp cât ai titulatura de mamă, termenul de mamă te obligă la etică, decență și educație. Pentru că tu ești deja modelul cuiva. Aici trebuie să fim atenți. Și am mai văzut la fel frumos, tot oamenii îți dau lecții. Am văzut doamne care vin până în parcare, de exemplu cu mașina, scot din portbagaj așa un ilic frumos din pânză, îl iau fără umeri, pentru că ea are ceva cămașă sau ce are pe ea subțire, da. Îl pune la șânâncheie și el este frumos până la genunchi și ea intră în biserică ca și cum ar avea ca o
așa, ca un parpalac, să spunem. Da. Dar el e ușor, nu te încălzește, nu nimic. Și când pleacă de la biserică, îl pune înapoi mașină, își duce în drumul ei. Cu ce poartă ea? Cu cămașă, cu pantalon? Cum îmblă ea aranjată? E treaba dumneai. Deci se poate face dacă se vrea. Și noi trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Nu neapărat că am produce sfinteală, că nu o să sară nimeni pe cineva în biserică, dar răspundem totuși de acel cuvânt sminteala ochilor. Na, în momentul când vezi o doamnă din asta voluptoasă, că ea vine cu ceva mulat pe ea și e jumătate descoperită și se duce să plece la icoane și ceilalți cu ochii pe ea, ăia nu s-a atenți la slujbă.